Da, dacă toată ora 14 am vorbit despre Valentine's Day, despre cum se pregătesc ascultătorii noștri să își întâmpine jumătățile diseară sau cum s-au întâlnit, mă distrează acum un mesaj pe care l-am primit de la cineva, că noi ăștia singuri ce sărbătorim? Independence Day sau ce? Bună asta, tare da, film, da. Dar puteți să vă dați o întâlnire, să vedeți cum e, să experimentați. Faci pe cupidonul, să zic. Da, ți-ai da. Luat arc și săgeți? Da. Nu, le dau idei la oameni ce să mai... Striblea matrimoniale. Da. Există și avantaje, să știți, în starea de celibat. Uite, cred că o să fac o temă la un moment dat. Care sunt avantajele de a fi singur? De a nu avea o relație. Nu e presiune mare astăzi. Toată lumea a fost numai pe presiune, pe asta ai făcut, a făcut ce trebuie, ai ieșit, trebuie să găsești loc la restaurant, dacă e. A, păi și doar pentru o zi cu presiune trebuie să... Azi e și mai presiune socială mare. Peste sau în general presiune. Da, nu, te uiți aici, inimioare, pă... Știi că nu se mai poartă nici inimioarele, nu se mai poartă nici florile din ciocolată. Acum ori te duci cu un buchet din legume. Ia. Din legume? Da, din legume. Se poartă în Hong Kong. Ah. Da, cu condiția să le gătești tu. Ce trist, ca bărbat. Așa? Da. Așa, ori plătești factura de gaze și atunci e ca și cum... Maker. Îi spui un te ador în loc de te iubesc. Iubito, am plătit gazele, ce să mai... restaurant anul ăsta aici la... Cătălin ne duce la Olimpiada astăzi, la Rațiunea Zilei. Despre ce va fi vorba ne explică chiar acum. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Tribunalul de arbitraj sportiv, cea mai înaltă instanță internațională în domeniu, a absolvit-o, sau de fapt, ca să zicem așa, i-a dat dreptul Camilei Valieva să participe pe mai departe la Olimpiadă și consideră că prezența sa acolo este îndreptățită. Pentru cine n-a auzit de acest nume, Camila Valieva este cel mai nou și mai strălucitor și cel mai tânăr star al arbitrajului, al patinajului artistic din lumea asta. Este o puștoaică de 15 ani, rusoaică, prima femeie care a făcut un quadruplu salt la Olimpiadă, o săritură absolut senzațională, apreciată de toată planeta, doar că în seara în care a câștigat proba de patinaj artistic, s-a aflat că ea a fost descoperită dopată la o competiție de Crăciun din Rusia. Oho, tocmai de Crăciun? Tocmai de Crăciun, că asta face lucrurile un pic complicate. Deci, campionatele internaționale de patinaj ale Rusiei, da? Ea este descoperită dopată cu această substanță care îi spune trimetazidină, sper să nu greșesc, și care este un văr îndepărtat a meldoniumului. O mai ții minte pe meldonium? Celebrul meldonium? A noastră, da. Așa, Maria Șarapova, zi... Ba da, Maria Șarapova. Am avut și noi sportive cu meldonium, sigur, era ceva foarte la modă... Încercam să-mi aduc aminte cum se numea. Foarte la modă în țările estice și această trimetazidină este foarte la modă în țările estice, ceva aceea. Ea îmbunătățește circulația sângelui în inimă, adică e un medicament. N-avea nevoie Camila Valieva la 15 ani, dar are un mare avantaj. Aducând mai mult sânge în inimă, patinatorii care sunt supuși unui efort foarte, foarte, foarte mare, adică noi nu ne dăm seama ce cantitate de muncă e acolo, pentru că exercițiul durează 4 minute, care sunt săvârșite în viteză, da? Extrem de intens. Extrem de intens. Și în partea a doua, inima pompând atât de mult și mergând pe turație foarte mare, are nevoie din ce în ce mai mult sânge. Acolo, în ultimele 2 minute, ca să faci quadruplu salt, că acolo se dau puncte multe pe ultimele 2 minute, trebuie să ai un pic de ajutor, după cum se vede. Ea e descoperită în decembrie atunci, analizele se fac în Suedia, întârzie foarte mult analizele din cauza de COVID, laboratorul suedez nu a putut să funcționeze, vin analizele în timpul Olimpiadei, se comunică rezultatul cam odată cu chestiunea asta, proba a doua, cum ar fi, și oamenii se uită și zic, domnule, păi ce facem cu fata?
rușii știau încă din seara respectivă, când s-a luat proba la primul test care se face, că ea era dopată și ei au suspendat o vreme de zi, după care au ridicat suspendarea și au zis: domnule, dar stai că e copil de 15 ani, să supune altor reguli, știi? E, acum, ajuns la Olimpiadă, s-a uitat foarte multă lume, s-a pus altfel problema și a zis: bine, 15 ani, protejată de reguli, dar totuși ea este dopată. Și atunci Comitetul Olimpic Internațional a refuzat să decerneze premiile. Ea s-a dus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Tribunalul îi dă dreptate, dar nu spune că ar fi nedopată, că dopată e aici, este foarte clar. Așa, ci spune că, dom'le, datorită legislației, așa cum este ea formulată acum, ea are dreptul de a participa la Olimpiadă, chit că e dopată, pentru că trebuie protejate persoanele sub 15 ani, că nu e vina lor, sub 16 ani. Și în condițiile astea, jumate de planetă, respectiv Rusia, cere ca fata să-și primească medaliile și să continue mai departe în Olimpiadă. Asta, partea asta se va întâmpla, ea poate participa, în timp ce Comitetul Internațional Olimpic refuză să-i decerneze medaliile și spune așa: câtă vreme ea va rămâne în competiție și va și câștiga, noi nu vom decerna nicio medalie. Adică nu va fi un podium care să o cuprindă și pe ea. De ce? Explică ei și zice așa: vedeți că e în continuare dopată și o să vină analize și procese suplimentare și este posibil să-i luăm medaliile mai târziu și în condițiile astea n-are rost să o premiem. Aici e povestea asta. Întrebarea care rămâne este: totuși, ce om normal și ce țară normală la cap și ce sistem normal la cap să apucă să-i dea asta unui copil de 15 ani? Adică, știind că urmează să participe și la o competiție de așa natură, atât de mare cum e Olimpiada, și că acolo toată lumea e cu ochii pe... Exact, adică nu că e un scandal. Probabil că erau resturi rămășițe, probabil că erau folosite pe perioada de antrenament, cine știe. Dar, încă o dată, ideea în sine de a trece un copil prin chestiunea asta este mult, mult peste ceea ce poate accepta orice societate democratică, din punctul meu de vedere. Îi poate afecta cariera de-a întregul, scandalul ăsta, dacă se lasă cu retrageri de medalii și așa mai departe. Ea va fi întotdeauna copilul dopat. Adică, exact. Performanța ei uluitoare de săptămâna trecută este umbrită, nu? Mulțumesc tare mult, Cătălin. Mâine este marți. Te așteptăm la România în direct de la 13 și un sfert. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.